Comoditatea, esteticul și funcționalitatea sunt mereu mizele finale ale proiectelor noastre. În cel pe care vi-l prezentăm astăzi, am utilizat o serie de soluții care îl fac perfect pentru un traic comod și mai mult decât decent. Deși are un spațiu relativ mic, apartamentul oferă absolut toate spațiile necesare pentru locatarii săi. Vom deschide ușa, vom intra și vom vedea ce am făcut împreună cu echipa ABM Partners. Aici vorbim de un apartament nu prea mare, cu o suprafață nu prea generosă. Atunci noi aici am organizat o bucătărie în două zone funcționale. Aici avem zona funcțională cu chiuvetă și o mică zonă pentru a pregătire. În zona aceasta am pregătit zona propoziție pentru a pregătire mâncare. Avem clinta la inducție, cuptor și microonde. Și tot în zona aceasta funcțională avem dulap cu frigider incorporat. Și de orice în bucătăria niciodată nu e prea mult spațiu. Aici avem dulapuri ascunse, foarte încăpător. Aici avem frigider ascuns în dulapuri. Și zona aceasta tot noi am folosit ca spațiu pentru depozitare și zona tehnică pentru cazan. Și acum hai cu mine că vă arată încă un lucru foarte interesant. Suntem la dormitor, aici în dormitor, spațiul nu era așa de mult, fix așa ca în bucătăria. Atunci am utilizat un dulap ascuns după pat. Pată are o parete cu decor care ne fac, ne spetează patul și în spate noi am creat aici o zonă de dulapuri și pentru soțul și pentru soția. În acest apartament tot e cu un pat, dar foarte, foarte funcțional și foarte ergonomic pentru persoane care ar folosi acest apartament. Andrei este cel care a coordonat lucrările de execuție a proiectului și ne va spune astăzi ce avem inedit executat în acest proiect. Deci acest proiect în stil clasic, care a fost greu în execuție din cauza că trebuia să păstrăm stilul clasic, dar cu tehnologii moderne, de clima ascunsă, el este destul de mult funcțional, el este repartizat în toate camerele uniform, este ascuns sub nișă, unde este doar o grilă multi-split, foarte, foarte minimalistă. Decorul este ultima etapă a proiectului de design și el ne vine cu o completare sau cu un confort, o armonie și o stare care o simți pe ansamblu. Una din elementele acestuia este planta decorativă, planta vie, care ne oferă vivacitate și oxigenare în încăpere. Aici venim cu o tablieră, cu o tablieră decorativă, o masă de cafea, care ne servește un accent. Elementele decorative care sunt funcționale și utile aici, ele cumva completează și sunt echilibrate cu vitrina, deci utilizându-se sticla ca material de transparență. Iar în această zonă avem o compoziție centrală care cumva ne oferă vivacitate datorită plantelor și acestei compoziții florale.